Mai multe vedete și-au spus părerea despre gestul lui Dorian Popa, acela în care artistul a fost găsit drogat de către polițiștii de la rutieră. Reacția Marii Bănică a fost: nu mă surprinde deloc. Deși Dorian Popa neagă că ar fi consumat substanțe interzise, iar multe dintre vedete discută acum cazul, ba chiar este pus la zid pentru abaterea de la lege pe care am făptuit-o de către unii dintre aceștia. Acum a venit rândul Marii Bănică să discute despre cazul lui Dorian Popa drogat la volan. Jurnalista și-a spus vehement punctul de vedere despre inegalitățile artistului pe paginile sociale. Ei, uite, la Dorian Popa chiar nu m-aș fi așteptat. Să conducă în chiloți, da, nu mă surprinde deloc. Sute de mii de copii îl urmăresc pe canalele de socializare. Asta e o problemă mare. Consumatorii nu trebuie să fie modele pentru copiii noștri, a scris Marea Bănică pe contul ei de Facebook. Un om care oferă exemple negative copiilor, chiar și o singură dată, nu trebuie să le devină model în viață sub nicio formă, indiferent de ce le aduce în mod constant în față, mai susține Marea Bănică.